Să ne pregătim, zic. .30 Hai să ne de pregătim. Minut. Bună dimineața! Dumneavoastră am amintiri. Bună dimineața! Niața. Ați auzit glasul cristaline de copii, un cântec vesel să cântăm. Ați ascultat și piesa de mai devreme. Ultima decizie? Asta uh, e ultima decizie. Cea, puteam să-i zic cea mai recentă, de, cea mai recentă decizie. De decizie dar mai Sună mai da. bine, ultima decizie. Sună mai așa, mai apoteotic. S-a prezentat singur prin muzica pe care o abordează Florian Rus Până dimineața Hai Salut, să țin. sunt Florian Rus bine și m-am trezit să ajung la București FM Și zici bine că, că -am ai dormit bine? Găsit. Am dormit, da, surprinzător de bine De obicei mă chinui cu somnul și mă trezesc destul de morocanos așa Și știi că se zice că trebuie să-ți faci ciclul ăla de, nu știu, o oră jumate parcă durează Și eu cred că tot timpul întrerup dimineața când mă trezesc Că tot timpul mă trezesc așa, iar mă tream trezit E bun să... pe matinal <laughs> și acum, de în dimineața asta, surprinzător, cred că corpul meu a știut că vin la matinal și a zis trebuie să fii matinal și trebuie să fii și fresh, că nu puteam să vin aici cu fața mea de obicei, aia de morocănos, așa, că nu eram destul de dinamic pentru o emisiune radio. Ai fi zis așa, talk to the hand? Da. Ai da, vorbit exact, cu exact. bratul și tu ai fi contemplat toată această discuție Pier, dacă tu te-ai trezit, hai să-ți iei tu țeapă Cum ne-am noi țeapă în dimineața asta Hai să aurea. ne luăm cu toții da? De ce aurea. să fim singuri păcăliți? Mădălina, colega noastră, ne-a spus o chestie foarte interesantă Dacă da. spun că e glumă, te prinzi Ia. Și nu vreau să te prinzi Ca să fiști un clubul nostru de neprinzători Ce face o focă când se uită la tine? Uh, nu știu, aplaudă și am zis la fel, pentru că am ieșit din studio aplaudând ca o, o focă da. și de acolo a venit uh, ideea. Te mai lăsăm 5 secunde. Ce face o focă când se, ui, când se uită la și tine? Și nu nu aplaudă. Uh -huh. Și nu nu aplaudă. Bine, ai venit în club, nici noi n-am știut. Nu e absolut. Nu știu, gata, probleme. o să și beau cafea ca Beac să cafea. fiu pregătit pentru Deci fi pregătit, dragă Florian. Ce face și ascultătorile de București FM? Ce face o focă când se uită la tine? Zi tu, brat. Te focalizează. Mamă, mamă, nu m-aș fi gândit la asta. asta e glumă de fotografie Așa e? Da. ce bun e asta, da. Eu am zis poate se uite la tine, ce să facă. Te focalizează. Te focalizează. E super. Corect. foarte tare. Bun, ultima decizie sau cea mai recentă decizie este piesa cea mai recentă a lui Florian Rus. Sper că nu ultima. E. Doamne ferește. Nu, Doamne ce? Ferește. Uh, folosește inspirația. Uh, da. Uh, să vorbesc despre aia. Ține Puțin, un pic, așa, așa nu cum mi se pare mare. o melodie... se pare, pare tristă, tristă dar pe mine m-am tristat. Să știi că, uh, deși pe aia ar putea să pară tristă, pentru mine nu are o semnificație tristă. Mie mi se pare că în ziua de astăzi uh, Cumva glorificăm uh, răzbunările astea în dragoste, știi? M-am despărțit să moară și ăla, să fie, să su îmi doresc să sufere să sincer. Să nu mai pe și el, Exact, exact. E așa un fel de, cum să zic, război... Uh post dragoste pe care mm. nu-l înțeleg întotdeauna odată ce ai petrecut niște ani cu un om nu înțeleg imaturitatea asta emoțională ne-am zis că ne-am născut și am rămas copii de 2 ani Mad? ba nu, pe amăti. Nu, nu, ziceam asta la 2 ani, dar înțelegeți Așa, așa Și mi s-a părut că Băi, ar trebui să-ți dorești Binele celuilalt, chiar dacă tu nu ești Într-un loc bun, n-ar trebui să-ți dorești Că ăla al să sufere ca tine și despre asta e piesa. Nu e despre neapărat despre suferință. Acum poate n-am pagina 2 cum trebuie dacă se, se înțelege că e, are o notă nostalgică, cum este predispus sufletul meu din fericire și din păcate în același timp. Dar ea este o. Piesa vrea să fie un mesaj despre despre o post iubire mai normală, mai uh, umană, mai uh, cum trebuie să fie din punctul de vedere. Punct cu mesaj, asta trebuie de să, și asta Trebuie să dai dovadă de, de maturitate, nu știu, trebuie să fii suficient de evoluat emoțional încât să poți să-i dorești partenerului sau partenerii binele după ce v-ați Că, în mod normal, îți dorești ca binele ăla să fie lângă tine, să-l construiți împreună. Exact. Mie mi-ar fi foarte greu, recunosc eu. eu nu <laughs> cred neapărat că... că, așa, că de pământ, dar eu cred că mi includet, nu mă separ de aici. Cred că suntem o generație din păcate imatură emoțional, generalizat așa, și cred că ar trebui să aducem awareness pe treaba asta și să începem și să rezolvăm niște chestii pentru a nu da mai departe această imaturitate emoțională, na. se mai, oricum se mai diluează, știi că se zice că nu dai aceleași traume, dai pe, le dai pe altele, știi? dar măcar, măcar pe alea, care le, alea pe care le reperăm să le împușcăm să nu le mai avem. Ce tare, vă, pot lăsa să vorbiți despre treaba asta. Eu fiind, dacă aveam și o canapea aici, <laughs> vă puteam considera, vă ceream bani la sfârșit. Vă te bilete. Să nu uh, cumva să-ți fi cerut noi ție bani, că îți dăm faturi bune de viață. Nu, aș vrea să te contrazic, bratul, că n-ai putea să faci. Acum depinde care dintre parteneri ia decizia. Dacă tu iei decizia tu și cu altcineva, nu i mai dorești nimic lui la de lângă tine de rău. Adică îi zici, mă, să-i fie bine, frate, bine că am scăpat. Da, dacă adică ești rănit, da. dacă dacă ești jernit, rănit atunci... în nego, atunci, da, probabil că se declanșează greu. copilașul ăla mic. Da. Răzgâiat ăla, de... ăla da. Tata e mai bun decât tata îl bate pe tatăl tău, Van <sus> mai bun decât Jvarțăne. Exact. Uh, da, cred că despre asta e vorba în piesa asta, de fapt, uh, sub această poveste tristă de dragoste, ăsta des... e mesajul, de fapt, mm -hmm. al piesei uh, și, da, e portretizată cumva acea perioadă tristă de după iubire, când nu... când te roade, te mănâncă, dar totuși îi dorești mă binele celuilalt. Nu are rost. Nu știu, vârsta s-ar putea să nu-ți uh, te ducă către plaja aia de reclamă din anii 90. Era o reclamă cu iată bărbatul de 30 de ani, deștept, frumos și cu bani. Dar uh -huh. cu dragostea cum stai? Și el. de El după ce zâmbește așa larg... A, uh, dezastru. Stai bine? Uh, da, eu stau foarte bine. Foarte bine, astea. asta contează, frate. Da, nu, da. Mă, mă de mă de acolo, așa de acolo, și maturitatea emoțională, vezi? Da, vezi? Dacă am stai avut bine. noroc. D ai avut noroc. Deci, de ce păi momentul? Da. Asta este doar un cârlig, o piesă pentru cei care sunt loviți în aripă. Oh. Ce va urma după ultima decizie? Mai ai ceva pregătit? Asta vorbim despre cea, cea mai după, bună decizie. după... după ultima decizie vine cea mai bună decizie. Urmează o piesă Pot să dau titlul, de fapt, uh -huh. că nu nu, secret. nu încurcă pe nimeni Se numește O fată după ce s-a despărțit Un titlu așa mai lung Uite, rămâi, rămâi în zona asta, e cumva o poveste așa care se continuă pe mai multe piese? Pe mine mă fascinează dragostea și mă fascinează și ce facem Și cum se comportă omul în timpul dragostei, după dragoste, în timpul îndrăgostirii Mie mi se pare fascinant ce se întâmplă cu creierile noastre deci o să cânt despre treaba asta destul de mult, și nu doar pentru că este la modă, ci chiar pur și simplu mă fascinează real. Uh, chiar mă fascinează ca și cum îi fascinează pe oamenii de știință, ne băgându mă eu în zona aia, dar așa, știi, să vezi, bă, de ce ne comportăm așa? Ce, ce se întâmplă cu noastre? Să ai grijă că s-ar putea să le iei pâinea de la gură cercetătorilor britanici și o să aveți probleme după, nu? Dar despre, uh, pot să vă zic despre piesa asta că e uh, vorba de faptul că femeile uh, Suferă mult mai inteligent, mult mai frumos decât bărbații. Bărbații sunt pe autodistrugere, nu știu dacă ați observat. Deci de fiecare dată da, când un bărbat... Da. E... de ceva rău. Și da. beau și sunt... Și, bează. Lău, și fetele se tund, în... se tund, în primul rând, își schimbă freza, da? da? se duc la yoga, e pe upgrade total, da. spiritual, uh, și <laughs> caută un hobby. Participa Bă, deci la workshop -uri. fetele, efectiv, trec pentru o transformare mișto. Băieții... Își cumpără o Tesla. Dar nu aia nu masc. Băieții, probabil, pentru că trebuie să... Cred că ne-am băgat în discuții serioase. <laughs> dar de <îmi pare laughs> mai... Băie... ce crezi că mai avem Băieții... un amuzant? Băieții, din păcate, cred că intră în chestii... Pentru că n-au voie să se exteriorizeze așa mult și pentru că trebuie să ascunzi și trebuie să sugrumi acea durere, o sugrumă prin chestii distrugătoare. Dar care ah. la suprafață sunt amuzante. Și da, noaptea pe exact, exact, da. exact. Din păcate, da, așa pare, dar nu e așa și fetele și asumă durerea și zic: "Da, mă sufăr, dar uite, mă voi duce și voi face ceva bun cu suferința asta." Uh -huh. Și fetele, odată ce că despre asta și despre asta e piesa odată ce au hotărât că e gata și că la revedere până când duci o femeie în punctul ăla, vorbesc când e vina bărbatului aici că mai sunt și da, alte cazuri, da, când e vina bărbatului și bărbatul este... nu Nici cum nu deschide ochii și nu vede Bă, eu fac rău aici în această... Sunt toxic, sunt... L-am dat femeia, când se prinde, e gata forever uh, Și despre asta E un fel de avertizment uh, Băieților toxici că da. femeia aia bună Aia pe care e posibil Să o pierzi și să spară rău toată viața după ea uh, Aia se prinde la un moment dat când, Și când se prinde, it's over Deci da, mai bine ai grijă de... De ce ai până se întâmplă? E nasol că apar. Uh, Zici trei... că sunt uh, în promovare cu piesa da. asta, nu cu aia. La asta. <laughs> da, da, da. Zici că e nasol când apar trei uh, necunoscute într-o ecuație, una din Titan, una din Pantherimon și una din Drumul Taberei uh, De aia se ajunge la dezastru. Și încă ceva. Femeile bravează când se duc să facă ceea ce există. Și întotdeauna vor merge pe principiu. După bărbat și după autobuz, nu trebuie să alegi niciodată că întotdeauna o să vină altul, fată. Uh -huh. Iar bărbații sunt un paradox și un monument al prostiei. În momentul când sunt într-o relație, se simt sufocați nu pot să meargă la meci când vor, la bere cu băieții, la fotbal, că rămân singuri. Își doresc să fie sufocați. Mm -hmm. Sunt, se duc în disperare și se autodistrug. Bun, hai să revenim la țoale, că am promovat și piesele. Soale. La țoale, la, a haine, la, la am veșminte. Am vorbit despre haine astăzi, la garderobei de, prost de, prost de prost gust. Prost. m merit, nimerit, m-ați nimerit aici. Tu te îmbraci a. bine, adică uitându-mă la tine cum arăți, arăți modern. Te îmbraci modern, pentru zilele noastre modern. treci. Modern! <laughs> da, treci, zic... Uh... Ai fost foarte bătrân, iar te foarte modern. modern. Da. Mai, foarte tu la tu trebuie să înțelegi Auzi, ceva despre colegul meu, Alex. El dușește <laughs> <laughs> praf și are amintirea negru. It <laughs> takes one to no one. Adică înțeleg, aia că aia îmi, iau glumele, îmi iau, glumele, de unde și le-au și părinții. Ne batem în bătrânețe. <laughs> din, 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 revista Urzica. De, no. Ești așa nebunit după haine? Nu știu, ai o... Absolut deloc, da, de am zis că m-ați nimerit. Adică nu, nu prea am pasă mai puțin... Na. E, e, pasă în dimineața asta, că ești ok da, bă, ok, am, mă îmbracă, am minimă grijă, așa, sau nu știu, da, uite, sunt îmbrăcat lălău, n-am nicio treabă, da. nu m-am uh, făcut, nu știu cum, să vin la radio. Uh, bineînțeles că fiind, uh, să zicem, semi-persoană publică, așa, uh, am așa o... Na, mă gândesc, bă, trebuie să arăt într-un fel, știi? Și asta mă enervează mă foarte tare. Mă primești dacă poliția modei pe stradă că Exact, de uh, outfit check, Aha. ce ai, ce porți pe tine. Nici un tricou alb, un blug <laughs> și niște adidaș, nu știu. Și un hanora. Da, nu n-am n, -am, n -am treaba asta, nici nu mă pricep neapărat. Uh, admir oamenii care știu să se îmbrace frumos, adică nu am dar eu n-am n-am eu cum admir și oamenii care știu să danseze frumos, mm. nici asta nu știu și și asta admir. Dar eu cu haine n-am avut niciodată o relație strânsă, ce? am fost mult mai preocupat uh, de de-astea, ce fac fetele după ce se despart, <laughs> alte lucruri. Dar zine ceva ce nu-ți place să da, vezi. Cum? Chiar Vreau ce vestimentar o vreo combinație, ceva hichios, să zici, bă, nu se mai parte. sincer, nu-mi nu, -mi, nu -mi place să văd... Uh, Uh, tipizările astea când ne luăm toți după toți și că suntem toți ca la uniformă, uh, ca la ne îmbrăcăm toți absolut la fel, asta nu mi place să văd, nu mi place să văd uh, chestii foarte super hiper sclipitoare uh, in your face, nu mi place să văd branduri, mm, aș fi folosit un verb care nu se poate da pe mise uh -huh. de verb de, uh -huh de brandul tău. Ce anume exact, adică valoarea exprimată în felul ăsta și gândită la felul ăsta mie mi se pare absolut hilară. Și cumva de, nu știu, domeniul trecutului mm -hmm. total. ți pune sandale în picioare? O Am o poză, acum am văzut o poză cu mine de când eram mic în care aveam sandale și cred că a fost ultima poză în care da, am purtat toți, sandale. Da, toți, toți băieții au trecut când asta, să știi. Nu, nu nu, da. cu sandale. Mai, mai nu, bine, sandale mai bine nu. au papuci direct, nu... Da, șlapi. Da, da, Sandale, da, îmi par un pic prea uh, complicată. Mai eu de la de stradă? Mai mm. eu de stradă? Sau mai eu în general? Mai eu în general, acasă? Nu, 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 nu. Cred nu. că am un, unul singur pe care îl port prin casă. Uh, probabil, că scurtă probabil că la. Probabil pentru că nici n-am foarte, foarte mulți mușchi de arătat și dacă aș fi fost așa un Dorian Popa, probabil... <laughs> Doar în mai o un plat, nu știu. Și cu dinții pe afară. Așa, Neapărat. da, exact. <coughs> Ce, Ce nu-ți place să vezi la fete? Ce nu-mi place să mm -hmm. văd la fete? Tu tot te la în cap, ca asta. Da, eu vreau să știu, dar despre... sunt foarte curioasă, că noi astăzi am dat cu toată moda de pământați, de papuci cu blană, de blugi cu talie joasă. Păi, una, o chestie care îmi vine în cap este că sexualitatea se simte și nu se arată ostentativ. Asta odată. Orice fată care este... Se vede, urlă hainele că vrea să arate sexualitate, nu mai e nimic interesant acolo. Mi se pare că femeile care știu să fie discrete și senzuale într-un mod finuț și elegant au mult mai mult de câștigat față de cele care vor să arate o înstentație. Asta e o chestie, cred că, profundă de educație și de... E de educație. Exact. De... Din păcate, de accesul la informație pe care l-au unii față de ceilalți, alții trăiesc în niște zone și niște cercuri din astea vicioase și nu, nu e de judecat acolo. De graniță, din păcate e o chestie de, de informații da. și, de, și de acces la informație. E o foarte fină între senzualitate, sexualitate și vulgaritate. Uneori. Da. Dacă nu știi să-ți exprime anumite aturi și vrei doar să le pompezi, să le umfli, precum elementele care te compun, o dai în vulgaritate și atunci da, chiar nu mai gust, prezintă. Prost ceva, gust. Da, orice este ostentativ arătat, mie mi se pare de prost gust. Inclusiv zi bunurile, materiale, mașină, ce o fi de scump Dar din păcate noi am fost foarte săraci și în continuare suntem săraci și bogați fiind <laughs> Și de-aia de cred că se întâmplă am ars niște etape, știi? Și când ai da, etape, da. nu prea știi să echilibrezi Da, mi se, pare timpul pe între ele. mi se pare foarte fanic. Cred că în Balcani, în general, e treaba asta. Noi, -am, cum n-am fost așa, n-am avut de niciunele, mai ales mult timp pe sub comunism. Prima dată când dai de. Trebuie să-ți arăți valoarea. Pentru, așa. Da, pentru că așa ești în evidență, și pentru că ai fost prea mult sărac, și ai niște traume ale sărăciei copilăriei. Dar din păcate nu mai suntem în momentul ăla și am rămas, avem bani, acum majoritatea oamenilor, majoritatea, nu majoritatea, dar mulți oameni sunt ok, sunt, să zicem, clasa de mijloc, dar au rămas în săraci chiar dacă au bani. Ceea săraci ce în e mentalitate. Da, au rămas chestia asta, trebuie să, trebuie să ne arătăm că suntem, că stai mă, că e ok, acum... Okay, toți nu trebuie telefon mobil, nu, nu, nu trebuie nu. să stai tolănit da, nu, bancă, nu, La, la telefon, telefon mobil Acum că e Uniformizare cu Apple-ul Și cu, nu trebuie să zic, brand. Ba, să zic. da poți să zici Samsung și Huawei mai și Motorola, cu mai... telefoanele astea smart E o uniformizare, toți avem telefoane da. smart Acum e, adică nu mai e Dar acum e altceva, nu știu, acum sunt brandurile sunt. Uh... Dar, Toți avem telefoane, dar nu toți ce să ne. le arătăm în postura aia N-ai văzut în mașină la semafor Când mai stă tolănit cu telefonul. Nu tu ai înțeles de ce la o mașină un termen mai puțin academic, bengoasă da. cu un sistem multimedia super sofisticat și Îți de mai asta, trebuie de ce, ce mai trebuie să ți de ce mai trebuie să ții telefonul pe speaker și cu o mână pe volan și cu să ți telefonul când ai putea și să să urli faci, -ai și, ai da. pe aia de urlă? că da. mă mai, mai opresc așa știi la stop, știi exact. și Da să așa cu telefonul. Îl auzi din stația următoare. Nu? Și auzi toată discuția, da, e foarte funny. Cred că au văzut ei, vezi că totuși oameni informați, au văzut studiile alea că nu e bine să ți ții da, la da, ureche. Da, Noi suntem sănătoși, mă, nu ne spălăm pe A mâini e și pe dinți. că mă radiază da? ăștia dacă, da. Mi-a băgat pe un vaccin. Mi-a băgat pe un telefon. în da. telefon. Da. mă rog, am ajuns la educație, am trecut prin vestimentație, prin relații interumane, uh, prin diferite epoci, de la Ceaușescu până în epoca aceasta, uh, când uh, nu știu, fiecare e liber să facă ce vrea, dar nu chiar ce, ce poate. Vrea. ce vrea fiecare. Da. Mă rog, tu resimți libertatea, altfel poți să faci muzică liniștit, no. dacă ai chef să faci bine, dacă nu, nu. Ești un om al inspirației sau un om al transpirației, în sensul în care trebuie să te concentrezi că ai de făcut ceva <sus> sau zici, băi, azi n-am chef, pur și simplu nu mă apuc. Nu, nu vreau să văd, nu vreau să știu. Și aștepți, așa precum un scriitor într-o mansardă, într-o după-amiază Ca să de îți răspund mai puțin diplomatic decât ai da. pus întrebarea, sunt un om leneș, în general. <laughs> asta îmi place, uh, uh, Sunt sincer, sunt destul de leneș. Am avut perioade de transpirație uh, multă, pentru că mi-a plăcut să fac treaba asta și eram curios să învăț niște chestii, și în perioada aia am învățat niște chestii foarte valoroase. După care întotdeauna mi s-a părut că am stat după inspirație În sensul în care o piesă foarte bună pe care te duci și o vrei să o arăți Și să vii cu ea pe la radio și așa Ține de inspirație Mie, Mi se pare că toate piesele alea care aproape că nu-ți vine să-ți asumi creditul Pentru că l-ai scris Că nu știi cum le ai din scris mecanic, așa, nu din așa de sus și bea mă S-au așezat în telefonul tău parcă Alea mi se pare că Alea au venit pe, o, pe un făgaș uh, uh, Cumva în Sănătos și care trebuie să Alea mi se pare că trebuie arătate Bă uite mi-a venit asta uh, Uitați-vă și voi Alea pe care le muncești uh, Mental așa și a Acum ar fi bine ca să Bineînțeles că am scris și piese din alea și Unele din ele au avut succes și așa Ne fi neapărat cele mai inspirate dar iubesc inspirația pentru că atunci simți că zbori. Atunci, de fapt, e sentimentul ăsta de... Satisfacție. De satisfacție și de, nu știu, de... de se numea cumva termenul, dar acum, bineînțeles, fiind cu Înclinire? microfonul... Nu, fiind cu telefonul, cu microfonul în față am uitat. Uh, a, starea de flow ăla de nu, 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 nici nu știi cum a trecut timpul când ai făcut treaba aia, nici nu te-ai... E totul așa nu știu. E temporal, parcă nu știi că se întâmplă da, nimic e în foarte jurul magic, tău. e foarte magic ce se întâmplă atunci. Și da, din păcate, și din păcate, mai mult inspirație decât transpirație, dar încerc să și transpir așa din când în când, că mi se pare că și disciplina e foarte, foarte importantă și nimic fără muncă nu se poate întâmpla asta în mod clar. Adică... Okay. Dacă stai și aștepți inspirația și norocul un pat sub păturică, în pat o să vin ceva, o dată de dor, dar ceva, ceva ai transpirat în dimineața asta. Dacă vorbim păi -a la Păi mi-a spus niște acela. întrebări, <laughs> dar trebuit să Nu, 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 nu mă chinuiți un... să fiu deștept, și Stati, e greu. <laughs> să facem lumină, arbitraj video și gestul la televizor. A transpirat informația că urmează o nouă piesă. La asta m-am referit. A transpirat da. această informație, da, da. Așa da, da, se da, spune da. acum, între noi de la servicii. Am trans a transpirat informația că la... Deci a fost înțelepciunea dimineții, să știi, da. astăzi. Am, da, am, fost așa într-o zonă. Da, După ce am dat de pământ, pământ cu moda și cu toate cele, a trebuit să, să spălăm un pic lucrurile. Bun, ai venit și ne bucurăm că s-a întâmplat treaba asta și ai venit cu chef. Vă mulțumesc frumos că m-ați trezit așa de dimineață, pentru că altfel aș fi dormit destul de mult și m-aș fi trezit mult mai prost dispus decât m-am trezit. Vă mulțumesc frumos de invitație și sper că am venit, nu știu. Și au fost și piesele bune, adică piesele bune, asta zic, dacă nu, nu te-a Uh, îți mulțumesc din suflet Vă mulțumesc din suflet uh, O să știu când uh, O să fac o piesă proastă Că nu o să mai văd să București mai, uh, FM da, București Printre radiourile da. de promo da, uh, da, uh, Și era, o să întreb eu Și București FM Bă, zis că acum nu prea au timp în perioada asta Zic că, da, hai să lansăm altă piesă Ultima urgent. decizie e bună uh, și să știi că ești un uh, om Care ne inspiră de fiecare dată când rămânem în pană Deci fia, îți, îți dăm din casă da când vorbim despre ceva legat de capitală. Da. Și noi avem un moment când trebuie să dăm o pie piesă altfel, să numești. Da. Știi? Care are legătură cu topic, cu subiectul zilei. Zic, bă, la Florian mergem. Deci, fiecare de fiecare de de deci acolo, ești, cum să spun, ai, ai putea să fii, nu știu, ești por bonor, pur noi, și pur noi, da, tu vezi? Pur noi, de asta da. e cu franceza. Piesa asta e, e, un da. e un binecuvântare și un blestem pe care da, îl, vlasat, cu îl absolut... îmbrățișez cu foarte mare drag. <laughs> da, e meritul tău și ne bucurăm că ai e E blestemul, dacă e să... Și să nu fie ultima decizie, cu siguranță cea mai recentă cea piesă. Cea mai recentă piesă este ultima decizie, da. <laughs> și abia aștept să văd ce fac fetele după despărțire. Bratul și curiositățile ei. <laughs> Ascult, de, de fact, bea aștept nu vreau să, să... <laughs> vă zic, de bea aștept să vă și păi, zic. Păi, uh, sigur e piesă bună și te avem aici în studio. Bombă. Sper, <laughs> Mulțumim. Sper, sper din suflet o să fie test supremă. Când o să văd că sunt invitat, o să, fiu, <laughs> vrei... o să răsuflu ușurat. Bine. Mai decalăm un pic interviu, nu știu, mai frumă oră din uh, emisiunea Răzvan. Apropo Gata. de Răzvan, începe de 10 ori România. Uh, și uh, cam atât pentru astăzi. Cam -am atât, mâine v -am v -am zi frumoasă. A fost alături de noi și tare ne-am bucurat că a fost și în formă maximă. Luăm la națională. Nu avem frate, asta e ceva <laughs> atacant. Punem la locul <laughs> Pușcaș. chiar ești microvist? Uh, tot mai puțin, ce trece. Fata. Am fost la un moment dat uh, și sunt stelist. Uh, FCSB-stă. Acum nu mai FCSB, știu. E, de, a, da. de acolo m-am confuzat foarte tare. N-am mai știut pe ce parte să o mai apuc. E nasol că nu știi la ce stadion trebuie să te duci. Și, uh, da, și uh, mi se pare că fotbalul, din păcate, uh, a suferit uh, mari schimbări în rău uh, și atunci da. uh, ceva s-a întâmplat și n-am mai urmărit. Dar hai uh, România! Hai România! Hai România! Hai România! Hai România, forța, hai România. Hai România, forța FCSB, sau cum se numie echipa. Nu știu, Dinamo, București. Uh, bun. <laughs> Florian Rus a fost în matinal. Ne Reîntâlnim cu el acum cu Răzvan Vă dăm întâlnire aici în 10 România Andreea, Alex, Mădă Da Cornel și Andra Toată lumea bună, vă salută, o zi excelentă Ceau